Cu mult timp în urmă cu venerea iernii, femeile începeau să facă varză murată, astfel încât să aibă întotdeauna o masă bogată în vitamine. Dacă vara și toamna grădina este plină de fructe și legume, iarna, tot de ce ai nevoie pentru a susține sistemul imunitar în lunele de iarnă, este minim 100 de grame de varză murată. Acest lucru va ajuta la calmarea proceselor inflamatorii și ajută la întărirea imunității în sezonul rece. Varza murată este bogată în vitamina C, care practic pornește procesul de întărire a imunității. O abundență de vitamina D ajută să compenseze deficiențele care se simt mai ales iarna cu lipsa luminii solare. Iar antioxidanții previn efectele dăunătoare ale toxinelor și devine o metodă profilactică de cancer. Urmăriți videoclipul până la final pentru a afla ce se va întâmpla cu corpul vostru dacă mâncați varză murată în fiecare zi. De asemenea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Absorpția fierului. Conform Organizației Mondiale de Sănătate, deficiența de fier, fie într-o formă ascunsă sau accentuată, o au mai mult de 3,5 miliarde de oameni. Deseori, deficiența fierului în timp duce la anemie, care reprezintă aproximativ 90% din toate anemiile. Această boală este atât de răspândită încât în unele zone din România ajunge până la 30% din populația adultă. În general, boala este cel mai frecvent diagnosticată la femeile însărcinate, copii cu vârstă sub un an și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Principalele cauze sunt dieta dezechilibrată și absorpția proastă a fierului. Varza murată ajută în două moduri. În primul rând, varza albă este o sursă bogată de fier dintre toate legumele. În al doilea rând, în timpul procesului de gătire are loc fermentația, care eliberează acid, astfel accelerând absorpția fierului. Ajută cu constipația. Intestinul reacționează rapid acum la orice fel de schimbare, psihologică, climatică, legată de vârstă, nutrițională, precum și la orice fel de tulburare. Și cel mai des reacționează la constipație. Aceasta este o problemă comună în rândul femeilor însărcinate și a persoanelor în vârstă. În medie, tulburarea funcțională afectează până la 10-20% din persoane din țările dezvoltate. Iar la persoanele în vârstă, aproape fiecare al doilea se plânge de această problemă. Pentru a combate problema, ar trebui ca varza murată să fie inclusă în dieta zilnică. Aceasta este bogată în bifido și lactobacili, care normalizează peristaltismul intestinal. Produsul nu doar că îmbunătățește digestia, dar și curăță întregul tract gastrointestinal de toxine. În special, varza murată se recomandă pentru constipație atonică, iar sarmura de varză rezolvă problemele de defecare în cazul gastritei cu nivel scăzut de aciditate. Întărirea sistemului imunitar. Vitamina C este una dintre cele mai principale surse a unei imunități bune. Acidul ascorbic este implicat în mai mult de 300 de procese biologice, iar deficiența sa duce la hipovitaminoză. Și este o condiție care apare repede și în doar 2-3 luni fără alimente bogate în vitamina C. Vor apărea toate simptomele, precum slăbiciune, scăderea activităților fizice și mentale, rezistența slabă la bolile de sezon. Principala sursă de vitamina C sunt fructele și legumele. Legumele proaspete sunt destul de greu de găsit iarna, iar în timpul pregătirii lor dispare acidul ascorbic. Însă, în alimentele fermentate, vitamina C este bine conservată. 100-150 de grame de varză murată acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Pierderea în greutate. Organizația Mondială a Sănătății a pornit un semnal de alarmă. Obezitatea în rândul populației mondiale atinge proporții epidemice. În prezent există mai mult de 300-475 de milioane de persoane cu un indice de masă corporală ridicat. Oamenii de știință au făcut prognoze dezamăgitoare că până în 2025 una din 5 persoane va suferi de obezitate. Acest lucru este cauzat în principal de o dietă dezechilibrată și un stil de viață nesănătos. Sau mai rar din cauza sistemului endocrin. În dieta pentru pacienții cu sindrom metabolic este inclusă varza murată. Cum contribuie varza murată la menținerea unui nivel adecvat al greutății corporale? În primul rând, varza este bogată în fibre, ceea ce înseamnă că va oferi o senzație bună de satietate cu un nivel scăzut de calorii. În al doilea rând, varza murată este plină de lactobacili. În Japonia s-au făcut cercetări care confirmă că lactobacilii reduc intensitatea degradării și absorpția lipidelor din alimente. Canadienii au făcut și ei un experiment care a constatat că consumul zilnic de alimente care conțin lactobacili promovează pierderea în greutate. În plus, conform acestui studiu, varza murată trebuie consumată zilnic pentru o perioadă de 12-24 de săptămâni.
prevenirea venelor varicoase. Vitamina K din varza murată ajută la reducerea activității proteinei GLA. Această proteină este una dintre elementele declanșatoare a venelor varicoase. Dacă mâncați varză murată și alte alimente care conțin vitamina K, atunci scade riscul apariției venelor varicoase. Dar oamenii care sunt predispuși la apariția cheagurilor de sânge, înainte de a face orice modificare a dietei, ar trebui să consulte un specialist. Totul constă în aceea că vitamina K afectează proprietățile de coagulare a sângelui. De aceea, mulți medici recomandă ajustări dietice în prevenirea complicațiilor tromboemboliei. S-a constatat că un conținut ridicat de vitamina K este asociat cu creșterea eficienței tratamentului anticoagulant, dar această combinație de medicamente și varză ar trebui vorbită mai întâi cu medicul dumneavoastră. Protecție împotriva cancerului. Varza murată este bogată în antioxidanți și substanțe care ajută la prevenirea apariției tumorii maligne. Oamenii de știință din Finlanda au descoperit că procesul de fermentare eliberează biomolecule de origine vegetală, care se descompun în izoticianți, cianura de alil și alte substanțe capabile să distrugă celulele rele. Varza murată poate contribui la reducerea riscului de cancer la sân la femei și cancerul de prostată la bărbați. Prevenirea osteoporozei. Varza este o sursă excelentă de vitamina D, care atât de mult lipsește în perioada rece a anului. Vitamina D înseamnă sănătate în articulații și oase, păr și unghii. Dacă mâncați varză murată în mod regulat, în organism va pătrunde nu doar vitamina D, dar și vitamina unică K2. Cât de populară nu ar fi varza murată, dacă o mâncați tot timpul, ați putea observa unele efecte secundare. Uneori apare flatulența și o creștere a acidității gastrice. Deci, ar trebui să fiți atenți la cantitățile consumate. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a părut util videoclipul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. De asemenea, distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră. Pe curând!